Bine v-am găsit! Călugării Shaolin ne uimesc mereu cu demonstrațiile lor de forță și de rezistență extremă cu îndemânarea pe care o au în luptă. Tradiția lor veche de peste 1500 de ani, o tradiție transmisă oral de la maestru la discipol, cuprinde însă mult mai multe lucruri decât pot bănui occidentalii. Printre cunoștințele lor remarcabile se numără și cele care sunt legate de vindecare. Despre acest lucru voi vorbi astăzi împreună cu invitatul meu, medicul și psihologul Adrian Cranta, practicant al tehnicilor Tai Chi și Qigong, un om care în călătoriile sale prin China a intrat în contact și cu acești celebri călugări Shaolin. Bine te-am regăsit, Adrian! Bine l-am regăsit! Dacă în introducere ne poți spune cum a apărut această tradiție, informându-mă și eu pe internet, se spune că la un moment dat un maestru, sesizând slăbiciunea călugărilor care doar meditau și nu știu ce, a concluzionat că ar fi important și vital pentru ei să se dinamizeze cu anumite tehnici care să-și întărească organismul și de acolo s-a dezvoltat o întreagă știință. Aceasta este realitatea care circulă pe internet? În general, ceea ce găsim pe internet tinde să se apropie într-o măsură mai mare sau mai mică de adevăr. Practic, da, așa cum ai sezizat, există două perioade ale dezvoltării mănăstirii Shaolin. Prima perioadă este o perioadă în care budismul Chan a înflorit în China datorită faptului că împărații Chinei căutau să atragă noi prozeliți prin aducerea unor filozofii, unor religii din afară, între care și acest budism. Dar până la momentul când avea să devină celebră mănăstirea Shaolin, avea să dureze destul de mult timp, timp în care, într-adevăr, o multitudine de călugări care erau acolo în componenta mănăstirii aveau probleme cu sănătatea, aveau o stare de slăbiciune, o stare de devitalizare și, într-o bună zi, un călător, un călugăr din zona Sri Lanka, Ceylon, Sri Lanka, avea să ajungă în sudul Chinei, în Henan, în acea zonă anume a Shaolinului. Văzând situația în care se aflau acei călugări, a hotărât să stea pentru o perioadă în această mănăstire și să încerce să-i ajute. El a început prin a introduce o serie de schimbări în viața călugărilor vis-a-vis de somn, vis-a-vis de hrană, vis-a-vis de mișcare și, bineînțeles, vis-a-vis de pregătirea specială a celor trei mari comori. Ce se înțelege prin cele trei mari comori? Energia sexuală, energia vitală și, bineînțeles, energia mentală. El a introdus trei mari tratate. Tratatul de vârf era tratatul spălării măduvei, prin care întreaga măduvă și sistem nervos al organismului era schimbat, adus la un nivel optim de funcționare. Schimbarea avea să vină pe măsură ce practicantul începea să lucreze cu tehnicile de aliniament. Deci la început lucrai foarte mult cu aliniamentele și acest tratat se numea Tratatul Aliniamentelor. Și Tratatul Aliniamentelor urmărea ca energia Mamei Pământ să poată să intre într-o cantitate cât mai mare și o orientare cât mai corectă în structura omului, structura osoasă. Al doilea tratat se numește Tratatul Schimbării Tendoanelor, în care tendoanele erau antrenate la un nivel la care ele puteau să se atingă obiectivul pentru care au fost create. Anume, tendoanele sunt acei superconductori prin care o energie de înaltă intensitate, adică un voltaj până la 10.100.000 de volți, putea să treacă ușor prin intermediul tendonului. Dacă noi ne gândim la
acupunctură, noi vom observa trei abordări. Abordarea meridianelor speciale, abordarea meridianelor principale și, bineînțeles, abordarea meridianelor tendinomusculare. Practic, abordarea meridianelor tendinomusculare ține de capacitatea noastră de a imita diverse animale, de bună oară o pisică, o felină, de a ne întinde. Întinderile împreună cu partea de vibrare a oaselor și tehnicile de respirație internă și masaj avea să aducă un plus de vitalitate extraordinar pentru călugări. În același timp, el a introdus tehnicile marțiale, a resistematizat tehnicile marțiale în așa fel încât s-a ajuns la celebra tehnică cele 18 mâini ale arhatului. De atunci, până în prezent, Shaolinul s-a dezvoltat pe multe planuri. Pentru noi, Shaolinul rămâne ca o legendă din punctul de vedere al artelor marțiale și din punctul de vedere al practicilor spirituale. Dar Shaolinul a dezvoltat linii de cercetare în domeniul biochimiei, chimiei, biofizicii, în domeniul astronomiei, astrologiei, feng shui-ului și nu numai, deci în domeniile care sunt necesare dezvoltării omului. Deci, dacă vrem să știm despre Shaolin, este precum o academie. Este ca și cum ar fi un fel de Oxford al științelor naturii. Acum, din nefericire, nu mai putem să spunem că Oxfordul este o referință în sistemul științific. Dar, da, în domeniul științelor naturale, Shaolinul rămâne, alături de celelalte patru tipuri de mănăstiri, un vârf de referință pentru a studia sănătatea umană. Al doilea aspect, îi spun că boala unui om pleacă din mintea lui, prinzând sămânță în inima lui. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că omul trebuie să devină conștient de faptul că dacă nu își setează corect scopurile pentru care a venit în viață, mai devreme sau mai târziu, cele două realități, realitatea interioară și realitatea exterioară, ele nu se vor conecta, nu se vor alinia. Și asta este foarte important pentru noi, să înțelegem că o setare greșită a minții poate să ducă la o neconcordanță a realității interioare cu realitatea exterioară, care mai târziu va duce la probleme legate de metabolism și metabolismul, dacă nu va funcționa bine, adică nu vom avea o ardere completă, automat noi nu vom putea să mergem mai departe, pentru că neavând o ardere completă, noi vom acumula multe reziduri. Iar nivelul de intoxicare va crește atât de mult până când omul își va da seama că trebuie să practice ceva care să se numească dezintoxicare. Adică are nevoie de un surplus de enzime care să producă o ardere completă a lucrurilor care nu au fost arse. Dacă acest pas nu va fi depășit, aceste toxine vor crea un mediu propice pentru apariția simptomelor și sindromelor, adică durerile cele de toate zilele de care mulți oameni se plâng. Durerile nu sunt altceva decât semne că undeva au pierdut calea. În cazul în care oamenii nu își vor da seama că aceste semne trebuie luate în considerare și mers până la originea lor pentru a elimina cauza primordială, în cele din urmă vor intra într-o perioadă de degradare, de degenerare, adică într-o perioadă oncologică. Deci, iată cum au jalonat Shaolinii acest proces al bolii, cum apare el și cum poate fi eliminat. Dacă noi vorbim de... Pentru că am stat acolo în mănăstire, m-am antrenat alături de... Am văzut acele lucruri cum sunt. Primul medicament al lor, primul antrenament al lor este somnul. Somnul este cel mai important ingredient, cea mai importantă hrană pentru ei. Și ei
își organizează somnul în cicluri de câte 90 de minute. Există perioade în care dorm doar 6 ore, există perioade în care dorm 7 ore și jumătate și există perioade în care dorm 9 ore. Deci ei își impun să doarmă. Doar în Occident se consideră că Shaolinul nu dorm niciodată, nu mănâncă niciodată, nu se duc niciodată la Budă, ceea ce nu este în concordanță cu realitatea. Deci, iată că ei își organizează somnul și îi spun, dacă omul pentru o perioadă de 3 luni de zile își asigură 9 ore de somn, oricât de grea ar fi boala, încep primul pas de vindecare. Al doilea pas, ei se hidratează, beau apă, au grijă să bea apă. Ce am observat spectaculos, mai ales la Shaolin în vârstă, au un fel de vase din ceramică și tot timpul înainte de a bea apa, ei o agită foarte mult și ei spun că o încarcă cu potențialul energetic al mâinilor lor. Mult timp i-am întrebat asta în număr și am văzut că ei agitau apa de 120 de ori, fix de 120. Și mă întrebam, ar fi fost un număr mistic 108, dar ei aplicau treaba asta de 120. Într-adevăr, biofizica ne învață că o apă care curge, o apă care este agitată, se încarcă cu electroni. Este acel exemplu clar când stai și faci baie într-o cadă cu apă care nu se mișcă și ești de acolo așa, de-abia te târăști din baia aia și când faci un duș în care stropii de apă se lovesc și apare o creștere a nivelului de electroni. În momentul respectiv, când apar acești electroni, atunci deja începi să prinzi viață. Deci asta făceau ei cu apa. Deci întotdeauna o agitau. Un alt aspect. Erau foarte atenți cu mesele. În general, mâncau lucruri care conțineau tot felul de grăsimi de origine vegetală. Marea majoritatea mănăstirilor sunt mănăstiri care nu consumă alimente bazate pe produse animaliere, cum ar fi carne, ouă, brânză, lapte, deci nu au treabă cu așa ceva, dar în schimb folosesc foarte mult produsele de fermentație. Au peste 300 de produse care trec prin procese de fermentație, începând de la ridichii fermentate, tofu, adică produse din soia fermentată, pentru că până și soia, dacă noi nu o fermentăm și nu o combinăm cu anumite ierburi și anumite adaosuri de legume, nu vom obține acel efect wow pe care îl obțin ei. În general, ei au o mâncare variată, consumă, într-adevăr, consumă orez, dar nu așa cum credem noi, dita mai boluri de orez, nu, foarte puțin. În general, mâncarea lor este bazată pe legume, dar zăvatură, decinoase, murături, oleaginoase, tot felul de mâncăruri făcute la oc și o mulțime de sprod, de germinate, de produse germinate, soia germinată și multe altele germinate pe care le procesează la oc. Ocul fiind un vas, ca un fel de vas ca o sferă, ca jumătate de sferă și căldura se difuzează într-un anume fel, ei mișcă legumele și verdețurile care sunt germinate atât cât să se pătrundă coaza, dar partea internă, enzimele, să nu se distrugă. Și în felul acesta ei, când i-am întrebat, de ce faceți lucrul acesta? Ei mi-au spus, noi facem lucrul ăsta ca să distrugem sistemul de apărare, pentru că dacă noi nu distrugem sistemul de apărare, energia noastră de apărare scade. Când noi mâncăm crudități, mâncăm, că eu am povestit, dar noi mâncăm crudități, eu vreo 20 de ani am mâncat numai crudități. Și s-a uitat la mine și a zis, pentru că nu ai știut exact ce se întâmplă, dar de acum încolo, dacă tu vrei să practici, să dezvolți știul la un nivel bun, va trebui să înțelegi că nu funcționează așa. Și atunci am zis foarte tare și pe urmă am întrebat,
Dar la voi sunt multe tradiții cu piersicile, cu piersica nemuritorului, cu... Dar nu prea v-am văzut combinând, mâncând lucruri de genul ăsta. Și în general mâncau niște chestii care seamănă cu cartoful, dar erau violacee și ca și gust se apropiau cumva de smochine, dar nu erau atât de dulci. Cam 100% parte din dulceață și pentru ei era maximum de dulce pe care îl mâncau. Și am întrebat, bun, dar voi aveți niște antrenamente infernale, dacă voi nu mâncați dulce, cum rezistați? Zice, nu? Dacă noi mâncăm dulce, noi n-am putea să rezistăm. Dar noi mâncăm... Aici... Și aici apare contradicția. Nu, și aici vreau să intervin, pentru că, într-adevăr, spuneai că antrenamentele sunt foarte dure. Am văzut de curând un film documentar al realizat de un occidental care a fost admis într-o mănăstire Shaolin și a povestit experiența. Antrenamentele sunt foarte dure. E vorba de 6-8 ore pe zi de antrenament dur. Da. Da? Și este uimitor că poți să reziști cu un regim bazat pe vegetale. Da. Mai mult decât atât, spuneai la un moment dat, vorbeai despre durere, despre faptul că toate aceste alimente sau acest stil de viață elimină durerea, etc. Ei, în schimb, au antrenamente în care sunt loviți peste spate, chiar în cap cu anumite bastoane, peste, chiar se consideră, e un fel de ritual în care, de exemplu, ucenicul stă cumva plecat și toți ceilalți îi dau cu pumnii în spate. Îi spunea că e foarte dureros pe moment, dar după aceea este un efect extraordinar din punct de vedere al sănătății. Adică săracul era bătut, era și rupt în bătaie și se spunea că e de bine. Hai să vedem ce e spatele acestor lucruri. Da, adică rezistența lor și o posibilitățile pe care le arată sunt fantastice. Adică, în primul rând, nu numai rezistența fizică, dar rezistența la durere. Am văzut stând pe un vârf de suliță cu abdomenul în echilibru. Sigur, nu era probabil sulița ascuțită lamă, dar poți să stai și pe un drug de fier atât, că dacă stăm noi ne facem praf. Da. Există și demonstrații în care sunt luate săbii care chiar taie, adică iau o frunză și o face de trei ori până când cade jos și totuși pe acele lame ei nu sunt tăiați. Aici intervin anumite lucruri legate de biofizică. Dar hai să le luăm pe rând. În primul rând, ce am observat, toate alimentele pe care ei le folosesc și împreună cu condimentele au un efect puternic, dar puternic antiinflamator. Deci din start puternic antiinflamator. Folosesc o mulțime de ierburi și o mulțime de preparate, de medicamente, cum le numesc ei, pentru... Un fel de pastile de putere. Pentru putere. Ce înseamnă asta? Pentru a descătușa toate resursele electromagneto-optice care sunt la nivelul corpului. În al treilea rând, folosesc produse, ierburi, ceaiuri, alimente care au un puternic impact neurohormonal. Deci ei sunt capabili să își coboare energia la nivelul tălpilor total din corp, ca și cum corpul ar fi mort, și în secunda 2 energia să urce 4 palme deasupra capului în momentul când respectivul dă cu o rangă de fier. Practic, dacă energia lui este 4 palme deasupra, nu ne atinge, practic, craniul. Deci, ei sunt atenți să folosească uleiuri, carbohidrați, rădăcinoase, zarzavaturi, legume, tot felul de moduri de a frige, de a introduce căldură în corp, tot felul de turtițe, tot felul de plante, de putere, prin care să stimuleze energia, să țină meridianele mereu deschise, în așa fel încât ei se exceleze. Al doilea aspect este legat de faptul că, da, ei sunt antrenați 6-8 ore, dar nu în continuu. Eu însumi am urmat niște antrenamente de genul acesta pe linia Hua San, în Mei și în Jinhua,
în care noi am fost antrenat 22 de ore pe zi. 22 de ore. Deci 2 ore le dormeam clasic, dar 22 de ore le munceam. Dar nu era un antrenament fizic continuu sau un antrenament de meditație continuu. Era o intercalare între cele două linii de antrenament. La început, nu m-am gândit. Mi-a fost frică să mă gândesc câte ore vom face. Dar abia după 15 zile am început să-mi dau seama, adunând totalul de ore, la modul concret cât dormisem. Și apoi când am plecat acasă, simțeam o energie extraordinară în corp, în mine. Acum, legat de situația asta că un om este luat și pur și simplu este lovit cu diverse obiecte, la început cu palmele, apoi cu diverse obiecte. Puteți să faceți un experiment în care rugați pe cineva din familie, efectiv, stați în poziția drept, fără să mișcați, vedeți cum vă simțiți mental, emoțional, cu tot corpul. Și apoi rugați persoana foarte ușor să traverseze corpul pe toate părțile, în această manieră, pe toate corpurile, din vârful capului până la vârful degetelor de la picioare. După 2-3 minute, nici atât, veți simți o stare de strângere a energiei, de bloc, de bloc unitar. Vă veți simți foarte puternic, foarte adunat. Când lucrul acesta este făcut cu diverse obiecte, practic are loc o readunare a liniilor fasciale, liniilor de putere. Și asta vine și explică antrenamentele lor și faptul că ei reușesc să facă atâtea lucruri. N-aș putea să vorbesc mai departe despre Shaolin fără a vă spune despre faptul că timp de 6 ani profesorul Gerhard Eggenberger a colaborat cu cei de la Shaolin pentru a monitoriza demonstrațiile și antrenamentele lor cu ajutorul aparaturii PC Power, și anume aparaturile de nivel înalt care pot să monitorizeze valorile electrice. Ce spunea profesorul că a observat? Deci, față de un ultrasportiv, un sportiv, un campion mondial sau campion olimpic care la nivelul lobilor creierului poate să dezvolte, să zicem, un potențial de 800-900 ULP, Shaolinii ajungeau pe la 30-40 de mii de unități ULP. Deci, noi nu vorbim de cei mai buni, noi vorbim de cei care veneau cu acele echipe cu care demonstrau în toată Europa abilitățile Shaolin. La ei este un alt sistem de referință. Ei nu gândesc ca noi, ei nu au filozofia noastră de viață. Și ce am observat profesorul? A observat că toți aveau un antrenament excepțional al glandelor. Un antrenament excepțional al glandelor, în special glanda tiroidă, este excepțional. Despre asta vom vorbi în viitor. În următoarea emisiune vom vorbi despre glanda tiroidă. Da, da. Și asta a fost particularitatea, că ei mergeau la sigur. Adică tot ceea ce spuneau că se întâmplă, se întâmpla. Aparatele respective arătau efectiv la nivel de temperatură, la nivel de conductanță, în decurs de mai puțin de un minut, la nivelul mâinii, putea să ridice temperatura de la 36,4 la 43-44 de grade în mai puțin de un minut. Adică mi se pare fabulos. Erau acei maestri care în două minute ridicau temperatura degetelor până la 70 de grade. Ceea ce mi se pare incredibil, pentru că te întreb, dar de unde? Când au monitorizat emisia radiațiilor infraroșii la nivelul degetului, era deja ceva de ordinul miilor de unități. Adică cu mult peste posibilitățile unui atlet, unui yogin, unui om din zona occidentală. Am înțeles deja multe aspecte din practica Shaolin și ceea ce îi face atât de rezistenți și de puternici și ceea ce le conferă sănătate. Da? Este vorba de somn, este vorba de apa pe care o beau, este vorba de hrană, este vorba de antrenarea glandelor pentru a produce hormonii potriviți și, în primul rând, antrenarea mentală. Pentru că
totul stă până la urmă la aceste practici în puterea de concentrare, în puterea de a coordona cu ajutorul concentrării și minții procesele fiziologice din corp. Pentru că, așa cum spuneai, își puteau ridica temperatura. Da. Sigur că asta presupune o profundă, nu numai o profundă cunoaștere a realității biologice, dar o profundă, un profund control asupra proceselor care au loc în corpul uman. Da. Iar acest lucru face diferența. De aceea, ceea ce pentru un om obișnuit din Occident, experimentul respectiv ar fi s-ar lăsa cu mers la spital sau ar putea să și moară din cauza asta, în cazul unui călugăr Shaolin, nu se întâmplă nimic, pentru că el controlează, până la urmă duce capacitatea corpului uman la un nivel foarte înalt, care nu este accesibil omului de rând, occidentalului în principal. Antrenamentele lor dimineața începeau cu partea de stimulare hormonală, deci partea legată de antrenarea glandelor, masajul glandelor și antrenarea glandelor. Ori lucrul acesta pentru mine a fost așa wow, pentru că eu am fost sportiv de performanță, am făcut în anii 80, am făcut judo, am făcut box, am făcut karate și începuturile în toate aceste sporturi era cu totul altceva, făceai alergări, făceai tot felul de lucruri cu obiecte de îngreunare a corpului, dădeai la ciocan sau tracțiuni sau alte chestii, lucruri cu manechinul, dar nu. La ei antrenamentul începea prin tehnici asemănătoare surâsului interior, tehnici de activare a glandelor, tehnici de ridicare a debitului hormonal. Deci aveau un alt reper, o altă abordare față de noi. Și când ai o altă abordare și o altă normalitate și un scop înalt, normal că vei ajunge la niște rezultate pe care altfel nu ai cum să le atingi. Iar lucrul acesta poate fi înțeles, în special am acum foarte mulți oameni care au urmărit emisiunile noastre și au început să lucreze cu această tehnologie PC Power. Anume, au început să poată să măsoare diverse abilități, capacități ale lor. Și ce au observat? În primul rând au observat că trebuie să facă curățenie în tot ceea ce îi considerau practic și tehnic cu care lucrau. Eu nu zic că tehnicile sunt greșite, nu zic că oamenii practică greșit. Eu zic doar că trebuie să-ți alegi tehnicile care sunt compatibile cu tine, care te ajută cel mai mult, pentru că timpul e același. Nu ai timp să conduci 1000 de mașini, trebuie să-ți alegi mașina cea mai potrivită și care te dezvoltă cel mai mult. Și asta am observat, oamenii au început să lucreze tehnicile de meditație cu activatorul celular. Au început să se antreneze cu PC Vagus pentru a obține relaxarea. Pentru că relaxarea este hotărătoare și în procesul de vindecare și în procesul de dezvoltare spirituală. Iar la Shaolin, tehnicile de relaxare erau pe prim plan. Deci, planul întâi era partea de activare hormonală, planul 2, imediat, tehnicile de relaxare. Planul 3, tehnicile de contracție musculară, în special tehnicile de izometrie, izomerie, și pe urmă veneau tehnicile de coordonare, de a face coordonarea musculară, se a lucrat pe compactarea corpului. Tehnici care la început nu spun nimic. Să stai, de exemplu, în planșă, pe vârful degetelor de la picioare și vârful mâinilor, ca și cum ar fi în poziție de flotare. Apoi te întorci pe lateral, apoi te întorci pe spate. Toate acestea duc la unificarea centurilor de putere ale corpului. Deci, până la urmă, dacă e să vorbim despre ceea ce definește vindecarea în tradiția Shaolin, este, în primul rând, stilul de viață și antrenamentul. Da. Sigur că, pe lângă asta, vorbim despre anumite cunoștințe profunde legate de canalele energetice, pentru că la ei acupunctura este una dintre soluțiile la probleme, pentru că și ei se mai pot accidenta fără îndoială și atunci absolut ai o traumă musculară. Să nu uităm celebrul
actor de Kung Fu, Jackie Chan, care a și spus în toată viața mea am avut câteva mii de accidente, pentru că eu am fost propriul meu cascador. Și pe vremea când eu am început, nu exista atâta digitalizare, atâta făcut totul din digital. Și atunci el spune, dacă nu aș fi avut practicile în internet, nu m-aș fi putut vindeca atât de ușor. Și păi, chiar în documentarul pe care l-am văzut eu cu acel occidental care a fost într-o mănăstire Shaolin, în urma unei lupte cu maestrul lui, a căzut destul de rău și se gândea că trebuie să s-a făcut examen tomograf, se gândea că trebuie să meargă la un spital. Și după aceea a arătat un cadru în care un alt călugăr Shaolin i-a făcut acupunctură în zona umărului și după aia a spus că într-o zi, două, trei, totul s-a rezolvat cu probabil alte produse, alte plante de putere pe care i le-au dat. Și aici este interesant pentru că, din câte știu eu, există anumite, așa numite hapuri chinezești care sunt foarte încărcate energetic, da, da, dar a căror preparare este una specială. Durează luni de zile. Nu numai că durează luni de zile, dar nu este vorba numai despre adunarea unor plante, punerea la maturat, ci și de încărcarea ulterioară din partea maestrilor. Da. Care au un potențial ridicat de energie, da, și care le încarcă pentru multă vreme, ceea ce înseamnă că tu beneficiezi în situația în care ai acces la astfel de produse, nu numai de aportul plantelor care sunt introduse acolo, ci și plantele funcționează ca niște catalizatori, exact, ca un lichid electrolitic. Ele, da, ca o capacitanță, au capacitatea de a menține informație emisă de maestru. Ceea ce este impactant în momentul când vezi demonstrațiile călugărilor Shaolin este abilitatea de a trece dincolo de limita umană, dar când stai între ei și începi să lucrezi cu ei, să vorbești cu ei, să mănânci cu ei, să trăiești cu ei, îți vei da seama că ei tot timpul îți măsoară abilitățile. Mi-aduc aminte, odată pe lună, ei mergeau la casa maestrului, care era înconjurată de vreo 100 de bonsai, și fiecare emitea câte 9 până la 36 de fulgere de descărcări de bioelectricitate în acei bonsai. Acei bonsai creau ca un fel de coloană de lumină în jurul casei maestrului și îl ajuta pe maestru să poată să ajute pe oamenii care aveau diverse probleme de sănătate. Deci, iată că ceea ce am înțeles... Și aici să subliniem un lucru, pentru că așa aparent, pentru cei care privesc superficial lucrurile, călugării Shaolin sunt niște bătăuși care stau în mănăstiri. Nu. Ei au o practică, până la urmă, tehnicile de luptă fac parte dintr-o practică spirituală, internă, într-o filozofie, pentru că ele sunt însoțite, așa cum spuneai, de practici de meditație profundă. Da. Da. E o disciplină care îi ajută atunci când meditează să ajungă de asemenea performanțe deosebite. Da, eu am căutat prin deschiderea unui serial de lung metraj, adică scopul este de a duce până la capăt acest proiect, 108 episoade. S-a ajuns la episodul 36, anume cele 108 învățături ale Shaolinilor. Pe canalul tău de YouTube, da, Adrian Cranta pe YouTube. Exact. Da? Acolo, în fiecare episod, am căutat să tratez câte o învățătură a lor care vine și susține viața, sănătatea și partea spirituală. Probabil că acest proiect îl voi încheia, dar au fost alte priorități. Însă, dacă vizionați aceste 36 de episoade, sunt suficiente pentru ca să vă ofere o altă perspectivă, să vă creioneze un alt sistem de referință la care ei se raportează. Și asta zic că e un plus. Și din nou ajungem, și din nou ajungem la epigenetică, pentru că până la urmă tot ce fac ei, mediul, stilul de viață, fac ca să fie citite, să spunem așa, genele bune și să fie inhibată activitatea genelor care pot să le creeze probleme și în felul acesta au o viață plină de sănătate
da? În pofida antrenamentelor dure și a luptelor pe care le... Absolut, absolut. Ceea ce m-a impactat foarte tare în relația mea cu ei este că țin cont de natura electrică a corpului. Deci acolo am văzut lucruri care efectiv țin cont de natura electrică, de la descătușarea unor capacități extraordinare până la nivelul în care ei coexersau cu fulgerile care apăreau în timpul furtunii, până la nivelul la care ei dezvoltau acele capacități care în Occident sunt cunoscute ca un fel de kundalini, dar este mult mai mult decât atât. Și în toată această poveste, corpul electric este scos în față cu o pregnanță fantastică. Și atunci am zis, wow! Și ei, la rândul lor, în această întâlnire cu Institutul de Biocibernetică din Viena, au rămas în relații foarte bune și, pedagogic, folosesc aceste aparate de măsurare a potențialului în diversele etape ale antrenamentelor lor, în special când au de-a face cu occidentali. Pentru că occidentalii, mulți vin cu gura mare, că ei sunt mari, ei sunt tari. A, și atunci pot să-i și măsoare. Da, în momentul când sunt pus să măsoare, de exemplu, mulți vin și spun eu am mâna in care sparge 1000 de porți, cei de la institut au creat un fel de mănușă care se pune, am una pe aici, de fapt am chiar două, care se conectează cu aparatul și care măsoară în momentul când emiți energie prin palmă și îți arată efectiv digital câtă energie emiți pe stânga, pe dreapta, dacă emiți, dacă nu emiți, dacă totul e fabulație. Deci, ceea ce este impactant este că tot ceea ce îi spun, fac. Și nu numai că fac, pot demonstra, toate pot fi măsurabile. Și atunci e greu să pui la îndoială faptul că ceea ce fac ei e orice altceva în afară de știință. Este chiar o știință veche și o tradiție extraordinară. Așa cum ați aflat deja, pe canalul YouTube al lui Adrian Cranta veți găsi 36 de episoade legate de învățăturile tradiției Shaolin. Iar pe canalul meu Granițele Cunoașterii, peste o săptămână, veți putea găsi și emisiunea pe care o dedicăm glandei tiroide și secretele ei. Da. Această glandă având un rol extraordinar de important în toată economia corpului nostru. Rămâneți aproape, mulțumesc Adrian, mulțumesc. Toate cele bune, ne revedem în curând. Numai bine.